Intrăm live într-un minut din acest moment. Așa. Asta nu-mi place, chestia asta. Alta. Pe TikTok mai aveți răbdare puțin, mai stăm puțin să se mai adune ceva lume și pe celelalte platforme. Nu îmi place ăsta, sunt mai multe chestii aici, uite. Bună seara, dragilor! Vom vorbi în această seară despre atacurile de panică, despre anxietate, pentru că în ultima vreme acest fenomen este din ce în ce mai frecvent în societatea noastră, chiar la nivel global, nu vorbesc aici doar de România. Din ce în ce mai mulți oameni, relativ tineri, suferă din această cauză, au atacuri de panică, au anxietate și am venit în această seară cu acest material pentru a ajuta pe cei dintre voi care vreți să faceți ceva în acest sens, să vă ajut să scăpați de această problemă. Problema e perfect tratabilă, chiar dacă unii dintre voi vă confruntați cu asta de foarte mulți ani. Sunt soluții pentru a scăpa definitiv atunci când înțelegeți de la ce apar aceste fenomene. În calitate de cardiolog, și am lucrat câțiva ani în Institutul de Boli Cardiovasculare și din Iași și din Timișoara, la primiri urgențe. Și acolo la primiri urgențe, printre urgențele cardiologice, vin și foarte mulți oameni cu atacuri de panică. De ce vin la cardiolog? Pentru că atacurile de panică se manifestă prin creșterea pulsului, creșterea frecvenței cardiace, creșterea tensiunii arteriale. Și bineînțeles că primul gând, auleu, am ceva la inimă, hai să verific. Și na, primul loc în care merg este departamentul de urgențe și sunt adresați cardiologului de cele mai multe ori. Și am avut mulți pacienți de acest fel. De ce apar aceste atacuri de panică? Din foarte multe motive. Fricile se acumulează. Organismul uman și organismul fiecărei vietăți este adaptat să răspundă la frică, să se apere. Și atunci când intervine o frică de orice natură, se declanșează, se activează sistemul nervos autonom simpatic, cel care ne ajută să ieșim dintr-o situație de pericol. Astfel încât crește frecvența cardiacă, crește tensiunea arterială, se produce vazoconstricție la nivelul circulației generale. Ce înseamnă vazoconstricție? Vasele de sânge se închid, așa parțial, ca să înțelegeți, pentru că în momentul în care vietatea, ființa, omul sau animalul sau oricine este în situația respectivă, când decide ce face, luptă sau fugă, se produce vazodilatație la nivelul membrelor care îl ajută să scape din acea situație. Spre exemplu, dacă ești o gazelă și te atacă tigru,
se deschid vasele de sânge de la nivelul membrelor inferioare ca să poți să fugi. Dacă ești o vrăbiuță și te atacă pisica, se deschid vasele de sânge de la nivelul aripilor ca să poți să zbori din calea pisicii. Dacă ești om, ce faci? Îngheți. Stai cu telefonul în mână, cu laptopul în față și nici nu fugi, nici nu lupți și aceste frici se acumulează de la o etapă la alta. Crește, simți că îți crește pulsul, simți că ai acea stare de agitație interioară, dar nu faci nimic de cele mai multe ori și simți că nu mai poți să respiri, că nu mai ai aer. Azi așa, mâine așa, se produce un fel de creștere a tensiunii interioare, a acestui stres. Sistemul nervos acumulează o tensiune, e ca un resort care se strânge, se strânge, se strânge și nu se eliberează acea tensiune acumulată. Asta ani și ani de zile. Bineînțeles că acest fenomen la un moment dat poate degenera, pentru că acest stres interior consumă foarte multe resurse. Sistemul nervos consumă enorm de multe resurse. Ce înseamnă resurse? Înseamnă nutrienți. Un nutrient foarte, foarte important este acidul ascorbic, adică vitamina C. Și recent am lansat niște materiale despre vitamina C, dacă nu le-ați văzut, le găsiți pe canalul de YouTube, în care explic foarte clar de ce în condiții de stres vitamina C scade foarte mult din organism și s-a demonstrat în numeroase studii că atunci când vitamina C scade, nivelul de cortizol crește. Deci cu cât vitamina C este mai scăzută, cu atât nivelul de cortizol este mai mare. Cortizolul este hormonul de stres. Cortizolul este un hormon care crește și zahărul din sânge, crește glicemia, tocmai pentru că în condiții de stres, când ne amenință cineva, trebuie să putem zbura, cum v-am spus mai devreme, sau fugi. Și atunci pentru a zbura sau a fugi sau avea energie pentru a scăpa din acel pericol, avem nevoie de glucoză ca să ardă repede, să putem fugi. Și asta este rolul cortizolului, hormonului de stres. Bineînțeles că când toată energia este trimisă către a lupta sau a fugi, scade din alte zone ale organismului. Vitamina C este foarte importantă pentru producția noradrenalinei. Pentru producția acestui, noradrenalina este un neurotransmițător implicat în aceste reacții de fight or flight. Și când vitamina C este implicată reacțiile de refacere a organismului, de producția colagenului. Spre exemplu, colagenul se găsește în piele, în țesuturi, în artere și în valvele inimii. Ce am observat de-a lungul carierei este că foarte mulți oameni care trăiesc cu stres și anxietate au valvele inimii laxe. Deci se produce și din cauza frecvenței cardiace crescute se produce oarecare destrucție, ca să zic așa, a valvelor inimii în timp. Și bineînțeles că asta va duce după ani și ani și ani de zile la o afectare cardiacă. Și bineînțeles, cum am spus, colagenul se găsește și în arterele inimii și bineînțeles apar și fenomene cardiovasculare și boli concrete. De aceea este foarte important să tratăm aceste atacuri de panică, aceste stări de anxietate încă din fază incipientă, să înțelegem că ele sunt cauzate de frică. Care sunt fricile fundamentale ale omului? Sunt sociologii, psihologii au demonstrat că există 6 frici fundamentale, cele mai frecvente. Pe locul întâi aș numi frica de critică, de ce zice lumea, de ne judecă ceilalți. Omul este o ființă socială și ținem cont de părerea lumii, da? Și cu cât suntem mai indoctrinați în a respecta reguli și norme sociale care contravin nevoilor noastre, bineînțeles, această frică de a nu fi criticați crește. O altă frică este frica de abandon, de singurătate. Omul, cum v-am spus, de nenumărate ori este o ființă socială, avem nevoie de prieteni, de anturaj, de suport. Cu cât suntem mai însingurați, cu cât suntem mai izolați unii de alții,
această frică de abandon crește și acumulează, bineînțeles, starea asta de anxietate. Frica de sărăcie, este o altă frică, frica de pierderea locului de muncă, frica de ziua de mâine, da? Apoi mai apare și frica de boală. Mai ales în contextul pandemic, de 2 ani de zile, suntem bombardați cu mesaje care ne amplifică această frică de boală. Și frica de boală merge mână în mână cu frica de moarte, da? Ce vedem la știri non-stop sunt mesaje care ne amplifică această frică, da? Dacă ne dăm de dimineață până seara pe un canal de știri, asta vedem. Mesaje care să ne amplice fricile. Frica de sărăcie, frica de boală, frica de moarte, frica, și toate aceste frici, bineînțeles, se accentuează și cauzează stările astea de anxietate. Bineînțeles, evitarea. Acum nu vreau să ofer soluții particulare, mulți dintre voi pun întrebări, fiecare caz este aparte, dar lucrurile se pot rezolva. Alte elemente esențiale în aceste reacții de fight or flight, de luptă sau fugi, sunt acești nutrienți, vitamina C, care am spus că scade foarte mult în condiții de panică, de stres. Și am făcut materiale, chiar vă rog să vă uitați, ultimul material despre vitamina C lansat în urmă cu două zile. Explic foarte clar acolo cum ne poate ajuta vitamina C în condiții de stres, de panică. Dar atenție, nu vreau să se înțeleagă că vitamina C trebuie luată în continuu. Și într-un alt material voi explica de ce nu este bine, atenție, nu este bine să luăm vitamina C pe termen lung zilnic. Și detaliez asta în materialul respectiv. Un alt element foarte important în care accentuează frica și stresul este deficitul de vitamina D. Peste 80% din oamenii de pe planeta Pământ au carențe în vitamina D, mai ales acum în sezonul rece și chiar și în sezonul cald, pentru că oamenii nu mai stau afară, nu mai stau în aer liber, nici vara măcar, și chiar dacă iese vara afară, stau puțin și repede în casă la aer condiționat. Și foarte mulți oameni, majoritatea oamenilor, au deficit de vitamina D, iar vitamina D este importantă pentru buna funcționare a sistemului nervos, pentru somn, pentru liniște. Dacă suntem agitați și nu dormim noaptea, bineînțeles că nivelul de cortizol crește și asta amplifică stresul, amplifică anxietatea. Deci e foarte important să vă, de multe ori v-am spus, să faceți analize pentru vitamina D și să luați suplimente în cantitățile potrivite pentru a vă regla nivelul de vitamina D. Un alt element din care marea majoritate a oamenilor au carențe, au deficit, este omega 3. Omega 3 este acizii grași. Omega 3 sunt nutrienții creierului, a sistemului nervos. Și majoritatea oamenilor au deficit, au carențe. Și dacă sistemul nervos nu este hrănit și nu are acești nutrienți la dispoziție, bineînțeles că nu funcționează bine și asta cauzează perturbări în sistemul nervos și de aici celelalte deficiențe. Un alt element este magneziu și potasiu. Sunt două minerale din care majoritatea oamenilor au deficit pentru că acest deficit nu se poate diagnostica. Pentru că magneziu și potasiu sunt două minerale ce se găsesc la nivel intracelular, în interiorul celulelor. Iar analizele de sânge pe care le fac toți medicii, analizele de sânge se iau din sânge, deci din mediul extracelular, și nu pot diagnostica corect această deficiență. Iar în general, suplimentele de pe piață și suplimentele pe care majoritatea medicilor le oferă pacienților sunt subdozate. Doza de magneziu și potasiu pe care o persoană, mai ales în condiții de stres, de panică, pe care ar trebui să o ia, este mult mai mare. Cel puțin 400 de miligrame pe zi sau chiar și mai mult de magneziu și cel puțin 1 gram sau chiar 2 de potasiu. Da? Dacă o să vă uitați pe etichetele suplimentelor, ele au foarte puțin magneziu, majoritatea au în jur de 100-200 de miligrame, iar potasiu sub 100. Deci oamenii se duc, iau suplimente, dar sunt apă de ploaie, pentru că doza este mult, mult prea mică. Bineînțeles, acum trebuie văzut cât este doza potrivită pentru fiecare și aici ar trebui discutat cu un medic care se pricepe la genul ăsta de suplimente și
e destul de dificil să luați așa după ureche, dar oricum, ce v-am prezentat până acum, vitamina C doar la nevoie, vitamina D în funcție de analize, omega 3, 1, 2, 3 grame pe zi, bineînțeles cu pauze, și aici e o discuție mai amplă, nu așa. Magneziu și potasiu, mai ales în condiții de stres și anxietate. Și bineînțeles, zincul este iar un mineral din care foarte mulți oameni au carențe și au deficit. Acești nutrienți luați în dozele corecte, alături de alte metode de a combate stresul, da, să renunțăm la știri, să nu ne mai uităm la toată intoxicarea asta cu informații cu conotație negativă care ne otrăvesc psihicul. Să facem mișcare. Mișcarea înseamnă simulează cel mai bine fight or flight, simulează lupta sau fuga. Orice vietate atunci când este amenințată de către un pericol, fuge sau luptă sau zboară sau face ceva, dă din membre. Oamenii stau blocați în frică și stau în zona de freeze, deci nu fight, nu flight, ci freeze, îngheață. Acea înghețare, de fapt, amplifică și mai mult starea de anxietate. Somnul este foarte important, da? Pentru a avea un somn sănătos, nu stați foarte târziu cu ochii în ecranele laptopului, a telefonului. Încercați să mergeți la culcare la o oră potrivită, să schimbați luminile din casă, să fie lumini foarte puternice. Și sunt multe alte terapii care, toate acestea puse în practică, vă ajută să scăpați de atacuri de panică. Am destul de mulți pacienți care au reușit să-și rezolve această problemă și bineînțeles viața lor s-a schimbat în bine când au înțeles de fapt de unde provin și cum pot să le rezolve. Dacă ele nu sunt rezolvate pe termen lung, asta va cauza patologie cardiovasculară, deci îmbolnăvirea inimii, îmbolnăvirea creierului, diabet, cancer și așa mai departe. Deci rezolvați stresul, rezolvați panica și o să fiți ok. Dacă aveți întrebări, le voi urmări în perioada următoare, voi răspunde concret. Cei care vor informații particulare pot să intre pe site-ul meu drcezar.ro. Foarte multe informații de acest gen sunt prezentate în filmele mele realizate, le găsiți într-o formă organizată, în special pe YouTube. Multe informații le găsiți și aici pe TikTok sau pe ce platformă vă uitați acum. Zâmbiți, bucurați-vă de viață. Viața înseamnă mult mai mult decât frica, iar frica de fapt vă face vulnerabil. Puteți fi ușor de manipulat. Și bineînțeles, trebuie să fiți mai curajoși. Încă un lucru că mi-am adus aminte, vitamina D este foarte importantă pentru reglarea hormonilor steroizi, a testosteronului, care este hormonul curajului. Deci când ai deficit de vitamina D, ai carență de testosteron, e nivelul foarte jos și curajul este foarte puțin. Și când ai curajul mic, frica este foarte mare. Și sunt multe, multe, multe alte lucruri care se leagă în sensul ăsta. Mă voi opri deocamdată aici. Deja am depășit cât mi-am timpul pe care mi l-am alocat în această seară. Urmăriți-mă în continuare, aștept întrebările voastre și vă mulțumesc frumos pentru atenție. O seară frumoasă!